Hei, salutare, dragii mei prieteni! Eu sunt Alexandrina și astăzi vreau să vă arăt cum îmi curăț eu perile și toate instrumentele de pieptănaș și coafat. De foarte multe ori insist în videourile mele că perile întotdeauna trebuie menținute într-o stare perfectă de curățenie pentru a preveni apariția mătreții, pentru a preveni diferite infecții la nivelul scalpului, răni, eczeme și tot ce vine să deranjeze și să irite scalpul. Curățarea perilor este un ritual pe care eu îl fac odată la 2 săptămâni și întotdeauna folosesc ingrediente naturale la îndemână, și anume bicarbonat de sodiu, oțet, în cazul meu eu voi folosi oțet de malț de grâu și sare de bucătărie. Oțetul este un foarte bun degresant, are proprietăți antibacteriene, antiseptice, antimicotice, plus scoate foarte bine mirosurile neplăcute. La fel de potrivit pentru curățare este bicarbonatul de sodiu, care este un agent excelent de degresare, de îndepărtare a mirosurilor neplăcute și cu un rol puternic de dezinfectare, sare de bucătărie. Această pire din peri de mistreț eu o folosesc pentru a aplica uleiuri esențiale pe lungimea părului, așa că are nevoie de degresare. În acest scop eu folosesc bicarbonat de sodiu și oțet. Aplic un strat destul de gros de bicarbonat, după care agit totul cu oțet. Pirea se degresează și se dezinfectează imediat. Pentru celelalte instrumente am o altă procedură, și anume într-un vas pun 1 litru de apă călduță și adaug bicarbonat și sare. De obicei fac acest lucru fără a măsura cantitățile de aceste ingrediente, dar orientativ adaug câte 2-3 linguri din ambele. Pun perile în soluția obținută, le las să se moaie timp de câteva minute, apoi cu o perie curăț totul. După ce le-am curățat, le întind pe un prosop pentru a se usca de la sine. Eu vă mulțumesc mult, mult de tot pentru vizionare, vă îndemn să mă motivați cu un mare, mare like la acest video, să-l distribuiți mai departe și da, aștept cu mare drag comentariile și întrebările voastre. Mulți pupici, aveți grijă de voi și fiți frumoase toamna aceasta. Pupici! Pa, pa!